Se deschidem Scripturile la Apocalipsa, capitolul 1, de unde vom citi cuvântul Domnului. Începem cu versetul 3 până la versetul 11. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 3 la 11. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Iată că El vine pe noi și orice ochi îl va vedea. Cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci în vecina Lui. Da. Amin. Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt partași cu voi la necaz, la părăție și la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite celor șapte biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Amin. Amin. Reașezați-vă. Drept binecuvântare, voi relua din cuvintele pe care le-am citit și vă doresc, așa cum scrie aici în versetul 4, har și pace din partea Divinității. Amin. Și tot din cuvintele citite, de binecuvântare pentru Domnul, iau cele scrise în versetul 6, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Dragii mei, am început să citesc cu cuvântul ferice. Și cu siguranță că nu există om care să nu își dorească să fie fericit, ba mai mult dorim și celorlalți. Fericirea prezentată aici este pentru cei ce ascultă cu atenție la ceea ce se citește, la ceea ce se predică. Așadar, suntem motivați în această seară să fim atenți, să fim cu luare aminte, adică să înmagazinăm în mintea noastră și apoi să medităm profund și să luăm deciziile care se impun și Domnul să ne dea har. Amin. Aici este un mesaj care anunță iminența începerii glorioase a împărăției lui Dumnezeu. Asigurarea că cel ce s-a angajat să o aducă, să o instaureze, este unul care a fost în veșnicia trecută și va rămâne același pentru veșnicia viitoare. Ioan n-a fost decât poștașul care a primit cuvinte ce trebuiau adresate mai întâi către șapte biserici. A fost o singură scrisoare, așa am citit aici, ce vei scrie într-o carte. Carte ce avea șapte paragrafe, să le numim, o scrisoare cu șapte paragrafe, care trebuia să parcurgă un drum la cele biserici din Asia Mică din secolul I. Dar dacă atunci mesajul către biserica din Efes a ajuns și la cei din Filadelfia și la altele, iată că mesajul către cele șapte a ajuns în această seară și cu siguranță nu pentru prima dată, dar nu este reluat încă o dată și la Zalău. Pentru că mesajele către aceste biserici conțin în mod repetat și următoarele cuvinte: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Nu voi face speculații escatologice, adică nu mă voi referi la sfârșit, chiar dacă această carte este preponderent escatologică. Vreau să luăm cele citite în plan eclesiologic, adică
ceea ce are Domnul pentru biserică de-a lungul întregii perioade a existenței ei. Și în privința aceasta vă provoc acum, în minutele ce urmează, să lăsăm Scripturile să ne vorbească și noi să ne cercetăm. Să privim la identitatea ființei noastre ca într-o oglindă. Acesta este rolul Cuvântului Dumnezeu. Și să ținem minte, cum am spus deja. Altfel, zicea Iacov, ce-ar folosi cuiva să se uite într-o oglindă și apoi să nu știe ce haine trebuie să se schimbe, unde să se șteargă sau ce altă problemă fizică are raportându-ne la oglindă, dar raportându-ne la Cuvântul lui Dumnezeu. Vă citesc din Epistola către Evrei, capitolul 4, unde este scris în versetul 13, citim și 12, căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai întâietor decât orice sabie cu două tăișuri, e un fel de laser cuvântul. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și mădura, judecă simțirile și gândurile inimii. Adică privind în Scripturi te redescoperi până în cele mai profunde stări ale existenței tale. Și asta valabil pentru toți, scrie versetul următor. Nici o făptură nu este ascunsă de El. Și totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face slăviței fiind. Amin. În acest concept al sincerității noastre, al atot cunoașterii divine, vă propun un cuvânt pe care l-am intitulat identificări. Adică să ne identificăm, să ne recunoaștem pe noi înșine și să putem identifica ceea ce avem de făcut. În primul rând, folosindu-ne de scrisoare adresată celor 7 biserici, vreau să ne identificăm starea spirituală. Adică fiecare să își facă analizele la zi. Pe mine mă ajută în seara asta, de fapt pe dumneavoastră, că serile trecute tot vi s-a mai luat câte puțin sânge. Pentru analize. Fiecare seară ați donat câte o iprubetă, îmi spune. Să se îndure Domnul și să ne dea rezultatele așa cum sunt. Pentru că sunt reale. În plan fizic poți merge de la Cluj la Timișoara sau în altă parte și medicii își dau cu părerea, pentru că nu pot să pătrundă încă toate tainele ființei umane. Orice medic serios va recunoaște că medicina este încă în cercetare și toate astea sunt pe pielea noastră. E bine, ne ajută, însă Dumnezeu este un medic desăvârșit și ne va ajuta să ne identificăm starea. Toate mesajele către cele 7 biserici încep cu cuvântul știu. Chiar știe Dumnezeu? Amin. Știu faptele tale, știu osteneala ta, știu, îi spune alte biserici, credința ta, știu răbdarea ta. Adică Dumnezeu știe cât putem noi răbda și cât de tare va permite să fim ispitiți. Că nu va permite peste puterile noastre. Dumnezeu știe cât de mult putem noi iubi. Dacă avem probleme la capitolul acesta. Dumnezeu știe ce am făcut, faptele noastre, bancă le știe cu motivația, cu așteptările, ce le-am avut în urmă, dacă am așteptat să fim lăudați sau nu. Dumnezeu știe dacă am ajutat doar așa sporadic pe cineva sau suntem statornici în a avea grijă de cei necăjiți și anul acesta și toți anii anteriori. Spune Dumnezeu unei biserici, știu necazul tău. Este scris în Evanghelie despre un bolnav de mulți ani și Domnul știa că este bolnav. Zice în Evanghelie după Ioan, capitolul 2, că n-avea nevoie să-i facă cineva mărturisire și să-i povestească necazul sau realizările lui. Atunci Domnul, într-o familie, scrie în Luca 7 și unul a început să gândească. Să ai felul ăsta meu, nu-i proroc. Domnul cheamă aproape, spune, hai să spun o întâmplare. Și omul și-a dat seama că e vorba despre El până la urmă. Că Domnul știe ce este în noi. Amin. Noi cunoaștem în parte. M-a întrebat odată
un frate pe fratele Simeon, nu care l-ați cunoscut, stăteau la o masă, la nuntă, era timp. Mă cunoști, frate Simeon? Bătrânul vorbea așa încet. Eu te cunosc până la cămaș, văd că ești nealtos destul. Dar mai încolo te cunoaște Dumnezeu. Dumnezeu, în bunăvoința sa, ca unul care ne cunoaște, nu vrea să ne facă o caricatură aici și să vadă toți. Nu vrea să ne facă de o cară, dar vrea să ne ajute noi să ne cunoaștem starea. Amin. Și asta e mare. Inima omului este desnădăjduit de rea și înșelătoare, zicea Ieremia în cartea asta. Adică noi undeva putem să avem o părere care ne-am auto-format-o greșit. Ascultați-vă ce vă citesc de aici. Citesc din capitolul 3, versetul 17. Pentru că zici, să vedeți dacă oamenii aceștia își puteau identifica starea sau nu. Sunt bogat, m-au îmbogățit. Nu după lipsă de nimic. Și nu știi, oameni care nu-și puteau identifica realitatea spirituală. Că ești știgălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Câte diagnostice ce fatal. Și el credea că este în regulă. Se spune că într-o zi, într-un salon, a intrat un bărbier și a întrebat pacienții, vreți să fiți bărbiți? Era o zi de sâmbătă, duminică așteptau să devină diferiți vizitatori. Și unul care proaspăt a lăsit în accident și da, vreau și eu. Bărbierul se uita la el. Cum să bărbăresc peste tot ce era pansat, cu săturile, în sânge? Și te-ai văzut mărăți. Dar omul sub anestezice nu și-a dat seama că el e atât de paradit. Și i-a dat bărbierul plină, uite-te. A pălit, nici vorba să mai ceară să fie bărbenții mei. Părească rând. Însă ce s-a constatat? Când asistent a luat temperatura seara, bietul om avea 39. Nu s-a mai dus să mănânce seara. Și s-a întâmplat. Și când află de fapt situația, n-a fost nimic altceva decât faptul că l-a fost șocat cât de mutilată este fața normală, accidentului. Și le-a pe bărbier, a luat, bă, Jesus! Dacă nu m-a rugat să-l vorbesc, eu am spus că nu se poate. El a tratat cu sângele și problema. Dragii mei, dumneavoastră, știți că și biserica este un fel de spital la care am venit ca să ne observăm analizele așa cum sunt. Și s-ar putea unul să constate care e cancer. Nu la trup, la suflet. Și să îi se spună din cuvântul lui Dumnezeu, vei muri negreșit. Știți că scrie așa în Biblie? Da. Spune Dumnezeu prin profetul Isaia, capitolul 1, tot trupul e bolnav, nu-i nimic sănătos. Inima e nesimțitoare ca grăsime, picioarele nu se pot controla, aleargă numai la râu, gândirea este afectată. De aceea am spus de la început, Doamne ajută-ne să ne putem vedea starea. Amin. Să nu creadă cineva cumva, eu sunt în regulă. Un frate de la noi făcea comerț la graniță, știți cum se permite, la anumite limite. Fiind maghiar, a vorbit cu un cetățean din țara vecină. Și între altele îi spune, auzi, de acum ești bătrân, spiritual, te-ai pus în regulă? La care omul zice, mi-am plătit taxele la biserică. Auzi, dar e destul atât. Și pe când se duce altă dată, din nou îl întreabă, auzi, moșule, cu sufletul cum stai? Că cine știi cât îți mai bate inima în piept? Auzi, ce am ținut? De ce ai spus? M-am dus la preot și am mai plătit o dată. Deci i-a spus, mie să nu, eu să n-am probleme. Dacă vrei, mai dau, mărești taxa, dar mie să numai să nu faci probleme. Vieți oameni.
Ascultați-mă ce vă citesc din capitolul 3 în dreptul unor alți membri din altă biserică. Vedeți dacă ceea ce citiți în acest paragraf vă vizează. Scrie aici în capitolul 3, versetul 1, partea a 3-a. Știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mor. Adică s-ar putea despre cineva, despre tine, să aibă cei din jur o părere bună. Nu te cerci, mai faci câte o binefacere, ești un om gospodar, te văd oamenii pe la biserică și să creadă respectivul este un om serios, o doamnă, o creștină bună. Dar nu părerea celorlalți contează, că nu soțul îți trece nota în catalog, îți trece Dumnezeu. Da. Și nu soțul-i portat la rai. Sunt îngerii Dumnezeu. Tu te poți lăuda sau îți poți lăuda soțul sau unde te pot crede. Avem un profesor, un domn inginer, n-ai prea toate bubrele de școlă, îmi spune. Da, dar starea spirituală numai Dumnezeu ți-o poate spune. Apucă-te și citește în cartea asta și vezi că Dumnezeu îți va vorbi și îți vei da seama dacă ești sau nu ești. Că s-ar putea să nu-ți dai seama, ba mai mult, cum spuneam, alții să te încurajeze că ești în regulă și să nu fii. S-ar putea să fi fost, dar să nu mai fi acum. Scrie către o biserică, vă citesc în capitolul 2, despre cei din Efes. Știu că ai avut, că ai răbdat, ai suferit, dar ți-ai părăsit dragostea din tâi, adu-ți aminte. Ei fuseseră cândva și sunt și astfel de oameni care se laudă cu un istoric foarte interesant. Au avut rezultate cândva. Dar la ce ți ajută acum când ești bolnav să povestești ce sănătos ai fost cu 5 ani în urmă? Ți ajută cu ce? O să-ți dea moartea amânare că tu ai fost foarte sănătos înainte, nu, sub nicio formă. Dragii mei, vă îndemn cu seriozitate, nu numai acum, să vă cercetați înaintea lui Dumnezeu și să vă rugați așa cum s-a rugat omul lui Dumnezeu care a fost cu o inimă plăcută Domnului, vă citesc din Psalmul 139, ultimele două versete care sună astfel. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă, pe calea veșnicii. Pentru că acest David a avut niște experiențe cu Dumnezeu. Într-o zi vine la el un prop. Și începe să-i spună un caz ipotetic. Era un bogat într-o localitate care a avut un musafir și deși avea multe oi, n-a vrut să-i pregătească din urmă nimic la masă. Din potriva a trimis un argat, ia sargardul la vecinul ăsta sărac, singura mirușa care o are, ia-o repede, că doar noi suntem mai mulți și mai tari, ce-o avea ei să facă? Și repede gătește-o, ascuns blaga în pământ sau are ascuns printre a noastre și gata. Și când aude David, auzi, mă, bogat cu atâtea voie să iau o mirușa de la un vecin sărac, să moară. Și se întoarce prorocul spre el și zice, știi, mă cheamă ca să spun să-l chem. Îi zice David. Și ia cine? Și când aude David că e vorba despre el, nu mi-am dat seama. N-am mai zis atunci să vină călătorul, așa-i? Doamne, iartă! Și Dumnezeu e bun și l-a iertat. Deci, mie nu face plăcere să insist acum ca să vă caut neapărat un diagnostic. Mie mi-e milă numai că dacă nu se găsește diagnosticul, muriți. Și medicul nu caută diagnosticul doar așa ca să arate cât de îmbolnăvită e populația. Dacă e un medic bun, are un gând de vindecare. Că Domnul atunci când vrea să-ți identifici păcatul, vrea să-ți dea sănătate. Vrea să-ți dea iertare și neprihănire. Slăvit să fie. Altfel poate părem nepoliticoși. Chemăm oameni aici și începem prin a le spune că-s păcătoși. Eu am venit ca un musafir la voi și voi acum mă ocărâți. Nu, stați să vă spunem.
Aici și noi suntem musafiri, stăpân este Domnul. Amin. Ne-a primit și pe noi în casa Lui. Știți, acum noi facem pe doctor. Dar știți cum e la biserică? Toți medicii au fost recrutați între pacienți. Toți au fost cândva bolnavi. Toți au fost cândva păcătoși. Însă Domnul s-a înzorat de noi. De altfel, noi doar vă ducem până la ușa sării de operație. Și cel ce face lucrările înăuntru, așa pe cort, pe creier, stai Domnul. Slăvit să-i fie. El ne-a vindecat și pe noi, atunci când mai întâi ne-am identificat starea spirituală și poate să o facă mai departe, slăviți-i fie. În al doilea, o dă identificare. Din cele citite, și noi asta o facem fiecare pentru noi, trebuie să identificăm soluția de rezolvare a problemei noastre. Iată cum se adresa Domnul acestor biserici. Mai întâi le spunea ce au făcut bine, apoi le spunea ceea ce nu era bine. Asta ține de ce am vorbit până aici, identificarea stării. Tot ce ai făcut bine, Dumnezeu știe. Tot ce ai făcut rău, în egală măsură știe. Și acum, partea a doua a mesajului, soluția de rezolvare a stărilor spirituale. La prima biserică îi spune așa. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește. De regulă, toate soluțiile date pentru biserici conțin și cuvântul pocăință. Numai că pocăința aici este prezentată în mai multe moduri. Sunt mai multe tipuri de pocăință. Drept soluții recomandate. Și acum vă rog să vă încadrați din nou la trei sau patru situații ce le voi prezenta. Vedeți care e a dumneavoastră. Hai să începem cu cei care n-au mult de rezolvat sau cel puțin știu foarte clar ce trebuie să facă. O adresă către biserica din Perga. Știu unde locuiești. Știu că n-ai lepădat credința. Este ceva bun? O adresă către biserica din Tiatira, versetul 24. Voi ceilalți care n-aveți o învățătură greșită, nu pun peste voi nicio greutate. Parcă ți-ar place, nu? Să mergi la medic și să spună, n-ai probleme, continuă cu același regim alimentar, același regim de viață, de muncă și de odihnă și sănătatea ți este bună, stabilă. Singurul mențiune pe rețetă, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Iată ce scrie într-un mod asemănător cu celor din Filadelfia, versetul 11 din capitolul 3. Eu vin curând, cum a fost și pe sacru cântărul această seară, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu luna. Adică aici în biserică, eu cred că sunt și oameni din această categorie, nu mă întreb. Sunt oameni care s-au întors la Domnul, se țin serios de pocăință, orarul de post este respectat, dar nu fariseic, rugăciunile sunt la vreme potrivită, cum e scris, milostenile așa se fac, nu în fața perdele și în spate, ca să fie slăvit Dumnezeu, venitul la adunare e cu regularitate, fac ceea ce fac din dragoste, sunt în stare să se supere, să sufere, fac misiune și la astfel de oameni ce se despre? Țineți-o așa, nu? Dumnezeu să vă dea arma de parte. E bună o cercetare și pentru aceștia. Domnul într-o seară s-a necrășit, fiindcă știa ce are de plan unul dintre discipolii săi. Dar în loc să identifice numai pe el, a lansat o întrebare generală și a zis, unul din voi mă va vinde. Și asta i-a determinat pe fiecare să întrebe, oare nu sunt eu? Pentru că este bine fiecare să-și pună această întrebare, oare eu cum stau cu pocăința? Dacă stai bine, atunci nu te îndufa ci de mine. Dar rămâi statornic și du-ți credința mai departe. Că Dumnezeu te va răsplăti și vei avea o intrare din belșug în Împărăția lui Dumnezeu, cum scria Petru, slăvit să fie Domnul. Cu aceștia nu insist că ei știu ce au de făcut. Trecem la o altă categorie, un alt gen de pocăință.
Capitolul 2, versetul 5. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Sunt unii care au fost pocăiți. Tinereți. Poate până nu te-a căsătorit. Poate până te-ai dus din țară sau poate acolo, străinătate. Și asta se poate. Dar împrietenindu-te cu alții, poate problemele de servici, poate greutățile vieții, ai apucat cu grijile lumii sau poate ai ajuns ceva patron și te-ai dat cu plăcerile și a scăzut pocăința. Deci în cazul acesta sfatul nu e deloc complicat, că trebuie să ne spui doar pocăiește așa cum ai fost, modelul la tine, numai în carte de istorie. Întoarce-te și Dumnezeu să-ți dea har. Sau nu-ți mai amintești? Trebuie să-ți amintești. Doar cum ai fost, așa te vrea Dumnezeu, din nou, să vă dea Domnul harul acesta. Pentru că aici este o sesizare, vezi că stările spirituale oscilează, dar asta nu este indiferent lui Dumnezeu. Dacă ai scăzut de la nota 10, când aveai în clasă de primară, cu dragostea din tâi și acum pe clasa 7, 8, deja ești cu 6 și 7, vezi că pe când ajungi la liceu o să rămâi repetent. Zice aici pe aceste biserici, vezi că dacă nu vedești, dacă nu te întorci și vei continua această stare descendentă de slăbire spirituală, îți vă luați fernic. Asta e trist de tot. Fost oameni care cândva au fost oameni lui Dumnezeu și s-au lăsat de pocăință. Doamne, îndură-te de ei dacă încă nu-i prea târziu. Asta ar fi o mare tragedie. Să slăbești spiritual până să-ți pierzi harul pe care Dumnezeu ți-l-a dat. Oamenii aceștia sunt, în primul rând, pentru ei, spune Scriptura, ar fi fost mai bine să nu să fi născut, ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut, adică la judecat ar fi scăpat mai ușor. Oamenii aceștia suportă o tragedie în viața lor. Sunt situații de oameni, scrie în Evrei 6, dar nici măcar nu mai pot fi aduși la pocăință. Dar știți cât de înaltă a fost starea lor cândva? Scrie acolo. Deci niște stadii foarte mari. De aceea biserica este chemată să se roage și să aibă în vedere oile pierdute. Amin. Până nu mor. Și oamenii aceștia să fie recuperați. Poate oameni care au făcut misiune, care s-au dăluit, care s-au jertfit. Și apoi datorită problemelor care au apărut, să se piardă, Doamne. Fie și evanghelizarea, o rechemare pentru oamenii aceștia. O reînnoire acestor stări. La noi biserică s-a botezat un om cu vreo 10 ani în urmă și așteptările lui au fost mai mari decât realitățile. A crezut că se pocăiește și nevasta, nu s-a pocăit. În plan material nu s-a realizat destul și a slăbit spiritual. L-am mai sunat de vreo două ori lungul, de-a lungul anului, m-am mai întâlnit cu el. Dar acum, în luna trecută, m-a căutat el, a venit la mine acasă și a zis, mă întreba unul la servici, eu răspundeam după Biblie, dar în mintea mea ziceam, dar eu nu mai sunt. Deși nu și-a dat Domnul păcate mari, dar păcate ușoare. La biserică n-am mai vedit loc, rugăciune aproape deloc. Și a zis, mi-am dat seama că încă mai am un har la Dumnezeu, vreau să mă întorc. Doamne, ajută-te de aceea. Un alt gen de pocăință. În capitolul 3 scrie aici, de la versetul 3, adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Aici sunt cei care au crescut în biserici bune, e un cadru și biserica asta, o biserică învățătură bună. Dar ei niciodată n-au respectat. Ei sunt din cei care au auzit predicile cum trebuie, dar n-au trăit cum trebuie. Și încă Domnul așteaptă. Am întâlnit oameni care s-au botezat, dar că nu s-au pocăit cu de adevăratelea. Au mai fiertat așa, s-au mai răspuns. Și poate Dumnezeu, în bunăvoința Lui, a așteptat. Știți că este o pildă în Biblie cu un smochin care n-a dus roadă un an, încă un an, încă un an și a zis, mai dăm și o mai lăsăm. A, să fie încă un an. Dar dacă nu, vedeți că eu nu știu cât va aștepta Dumnezeu după aceștia. Sunt unii care s-au botezat și urmau să se căsătorească. Dar încă nu se pocăiesc. Primii care află partenerul de viață. Eu am crezut, frate, că e fată pocăit.
Dar face scandal. Din nefericire, sunt astfel de oameni care au auzit, dar încă nu s-au pocăit. Fie săptămâna asta zi și zile de hotărâri sfinte. Amin. Și cum zice un vers, nu doar fructe și petale, nu doar frunze și petale, să rodim și portocale. Ce cântăm, să și trăim. Amin. Să fim cu adevărat pocăiți. Doamne, ajută! Amin. Pentru că e mare har să afle adevărul, dar e mare tragedie să afle adevărul și să nu crezi, să nu respecti. Dar nu fi chiar așa, auzi? Nu lua cu ușurătate cuvintele Scripturilor. Ține-am citit aici și pocăiește-te și Domnul să vă ajute. Pentru ca nu cumva toate acestea să vă poste într-o zi. Nu fiți fecioarele acele nechipzuite care s-au așteptat cele de nuntă, că așa putem cânta toți de rai să stăm cu mâinile pe sus și să rămânem pe ele întinse în zadar. Că nu s-au pregătit. Și în Apocalipsa 19 scrie că adevărata lui mireasă s-a pregătit. Asta înseamnă că și-a luat cu seriozitate sarcinile și și-a făcut temele. Doamne, ajută-ne! Pentru că altfel nu are niciun sens. La finalul unei slujbe de evanghelizare se duce un tânăr la un predicator și zice: sunt supărat pe dumneavoastră. Dar cred și de ce? Nu ce v-am știut. Eu n-am avut o asemenea intenție. Așa de frumos a spus de rai și eu aș vrea să mă duc. Și de ce nu vrei să veniți cu noi? Că și noi mergem într-acolo. Da, da, m-am încercat și nu pot. La care predicatorul întreabă: sunteți căsătorită sau nu? Deci e treaba ta? Asta e problema. Păi stau cu unul așa de legitim. Păi înlăburește-te, te căsătorești sau te separi. Înseamnă că tu ai auzit, dar tu încă n-ai crezut că ce auzi trebuie pus în practică, nu? A întâlnit domnul o femeie la o fântână și zice: du-te de bărbat. N-am bărbat, că stau cu el în concubinaj. Asta e problema. Când auzi ceva, trebuie să faci, că altfel degeaba auzi. A spus Domnul Hristos: orice om care aude și nu face, se aseamănă cu un om nechipzuit care și-a zidit casă pe nisip, trage și el nădejde la rai și încolo nici pomeneal de rai. Dar oricine aude și face, ține, repet, și pocăiește-te după cum ai auzit, fă-ți temele, Dumnezeu să-ți ajungă. Și sunt unii, ne întâlnesc și o a patra categorie de pocăință. Scrie aici în 3:19, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Nu înclin să cred că aceștia erau cam străini din cauză. De exemplu, am fost situații în care am predicat în altă țară la oameni din altă națiune, nu români. Și am spus niște adevăruri de Scriptură și apoi știți ce au spus unii? Nu, nu mi-a spus nimeni asta. N-am știut. În traducerea voastră cum scrie? N-am citit. Sunt oameni care nu au știut. Și aici avem de-a face cu Dumnezeu bun, care nu ține seama de vremurile de neștiință. Slăvit să fie. Dar știți ce scrie în continuare? Poruncește tuturor oamenilor de pretutindere să se pocăiască. Dumnezeu vrea să te informeze și dacă n-ai știut. Dar fii gata să împlinești cuvântul lui Dumnezeu când auzi. Fericiți vor fi aceia care atunci când aud prima dată se întorc la Domnul. Să fii gata să te pocăiești cu toată inima. Spune Scriptura despre Pavel, cel ce se chema tinerețe Saul, că atunci când l-a întâlnit Domnul, i-a zis: ce faci? Mă prigonești? Știți ce a răspuns el? Cine ești, Domn? Și descrie apoi situația sa spirituală în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12, lucram din neștiință în necredință. Dacă nu a știut, de unde se crea? De aceea Domnul întâi vrea să ne învețe și apoi vrea să ne dea har să credem. Amin? Amin. V-ați identificat categoria? Pocăiți buni. A fost atent. Au fost cândva pocăiți și Domnul îi cheamă înapoi. Dumnezeu nu vă dă cap de despărțire, dar vă așteaptă. Cu dragostea din tâi. Unii care lecțiile le-au scris numai temele nu și le-au făcut. Și alții care nici nu au știut că este carte.
Dumnezeu cheamă pe toți aceștia și vrea bunătatea lui să ne mântuiască. Amin. Amin. În al treilea rând, din mesajul acestor șapte biserici, vreau să identificăm soliile de avertizare. Solii de avertizare. Adică, sunt niște pericole majore de care trebuie să ținem cont pentru a nu fi induși în eroare. Că în lumea aceasta nu e doar un Dumnezeu care ne cheamă la El cu atâta dragoste. Este și un diavol care se împotrivește de Dumnezeu și nouă. Și El e numit în Scriptură șarpe și balaur, înșelător și îl umblă numai cu înșelăciune. Iată ce scria, vreau să identificăm trei astfel de pericole majore. Scrie în capitolul 2, versetul 2, ai pus la încercare pe unii zic că sunt apostoli. Asta e cel mai mare ran. Dar erau apostoli? Se pretindea. Iată ce scrie și în capitolul 3, versetul 9, iată îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanii care zic că sunt iudei. Asta însemna brasariană. Ei și numai ei. Adică sunt unii care se laudă cu o denumire, cu anumite tradiții. Noi suntem biserica ortodoxă, alții pretind nu, este biserica catolică, asta este biserica universală. Oare chiar să fie așa? S-ar putea și unii dintre ai noștri să cadă într-o astfel de pericol, să spună, este biserica cinzecimii. Auzi, nu declarațiile au valoare, realitate? Amen. Numele nu ajută. Domnul Hristos a avut la un moment dat o discuție cu niște iudei, pe care scrie Ioan capitolul 8, că ei spuneau, noi suntem sămânța? Ce a zis Domnul? Nu. Voi nu semănați cu tata voastră deloc. A drăstit Domnul să îi renege? A apelat la altă sorginte, superioară, supremă. A zis, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și acum Domnul l-a spus-o pe față. Știți ce a zis? Sunt copiii diavolului. Vă dați seama ce se întâmplă? Să te acuze, te rog, tatăl nostru și te aude satan. Păi, l-a spus, noi sunt copiii lui. Iată de ce este foarte important să observăm aceste realități. La noi în biserică este o tânără la liceu, originară din zona Bistrița, care prin niște colegi a ajuns la adunare. I-a luat o Biblie, a început să citească. Acum s-a scris la cateheză, urmează să boteze. Are mai mulți oameni rudenii, ei care sunt, are niște preoți, niște oameni foarte zeloși pentru ortodoxie. Și vă dați seama când se duc și în vacanță, au tăbărât toți pe ea. Pe lângă faptul că au amenințat-o, că o dezmoștenesc, au încercat să-i spună, este tradiția noastră strămoșească, aici este Sfânta Biserică și beata fată inteligentă, dar cu cât cunoaște, a încercat să le spună din Biblie. Dar frate, deci vor să ia în capul, zintea lor ca omul de bâtă. Și vorba aceea nimeni nu mea, ori decât cel ce nu vrea să vadă. Scrie în Fapte, că s-a dus Apostolul Pavel și a predicat Evanghelia la Efes. Și s-au deranjat unii din breasla meșteșugarilor de icoane. De când Pavel a predicat, oamenii și-au dat seama că doar nu pot fi Dumnezeii ăștia ciopliți. Și nu mai cumpăra nimeni, ăștia rămâneau cu marfa în viață. Și s-au adunat toți și spune Scriptura aici în Fapte că au făcut ca un fel de meeting și au strigat timp de două ore. Mare este deala Efesenilor, mare este deala Efesenilor, s-a adunat lumea. Și scrie acolo, un moment dat, vreau să observați ce spune textul biblic și prin asta se identifică o asemenea realitate dură. Spune Scriptura aici, unii strigau una, alții alta, căci adunarea nu vorbășeală. Și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunase. Vă dați seama. Adunare publică, două ore de slogane, și să le iei interviul tot particular, tu ce strigi? Ce strigă și ceilalți? Dar ce strigi? Nu știu. Vedeți? Ce înseamnă să te iei pe unii care zic că sunt? Dar sunt? Ăștia din Efes se atesta. Alții au spus, noi suntem iudei, noi suntem apostoli. Să
Să nu ne lăsăm așa induși în eroare de titluri, de nume, de anumite oficii. Nu? Asta a fost păcăleala evreilor care au zis templu Domnului, templu Domnului și uitau că tot era aurit. Și au venit luna babilonieni și l-au demolat. Și tot au învățat. Au reconstruit altul. Și apoi când i-au atacat romanii în asediu din anii 68-70, s-au adunat cu zecile, cu sutele de mii în zona templului și au spus, nu se poate să fie distrus, ăsta e templul Domnului. Și a zis Domnul Hristos, nu rămâne piatră pe piatră, că nu-i templul Domnului, e peștele de har, schimbați titlul. Păi, țineau tare, băteau monedă pe asta, e templul Domnului. Așadar, să fim atenți și să nu ne lăsăm induși în eroare de nimeni, să cercetăm. Și Domnul să le dea lumină. Spunea o soră din Ciubăr, de Suceava, că soțul ei s-a pocăit. Era o ortodoxă foarte zeloasă. Vă prezint chiar mărturia ei, zicea, la un moment dat l-am apucat pe soțul de piept și l-am împins. Îmi venea să-l bat. El un om blând, numai atâta zicea. Măi, femeie, cum zic ei, citește în carte că te lăbărești. Îi plăceau cântările de la adunare, le învăța și le cântau între ele la biserică. Și într-o zi, povestitea era ziua de schimbare la față, sărbătoarea aceea de vara, și și-a amintit textul tot citind în Biblie Matei 23, cu hainele lungi și le place să le facă lumea pe Crăciun, văd ăștia. O să am ieșit afară din biserică, pe la jumătate de slujbă, am luat bărbat și am zis, te rog să mă ierți, din de seara vin cu tine la adunare. Nu m-a plăcut, m-am deșteptat. Beata femeie umblase și când a văzut ea anumite fețe bisericie și când vedea clădirile, se părea că e ceva. Auzi, fii atent să nu fii indus în eroare, să nu pățești ce au pățit evrei. O a doua solie de avertizare, citesc din Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 4, zice, am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Erezii de învățături false. Poate vor afla unii că ai venit aici la adunare și o să primești vizite de la așa zis și martorul lui Ola. Că titlul are Domnul. Numai cărți pe Domnul. Păi învățături fals. La noi în Arad sunt mormoni. Doi frumos îmbrăcați, te învață engleză gratis și îți dau învățătură falsă. După Joseph Smith, bietul de el care s-a pretins un Ioan Botezător. Acesta este un pericol mare, iubiți credincioși. Diavolul când vede că vă deschide spre cele spirituale, se va grăbi să vă trimită o învățătură greșită. Și să cădeți în curs, Dumnezeu să vă păzească, să vă dea biruiți. Am venit toată la mine acasă un misionar din ăsta, martorilor, asta și asta. Și am zis, dacă vreți să vorbim din Biblie, vorbim. La care zice, Biblia n-am la mine, numai cărțile noastre. Vezi, asta pentru mine îmi dă de înțeles totul. Că Biblia pentru voi n-are valoare, numai cărțile voastre, cu întrebări și răspunsuri de la Domnul de Medie. Dacă vreți să găsiți adevărul, folosiți cartea lui Dumnezeu. Folosiți harta sfântă, nu hărțile oamenilor cu semnările lor. Că învățăturile astea ne pot induce în eroare. O a treia solie de avertizare și băgați de seamă, aici mă adresez la toți care sunt în sală. Spune Scriptura aici, către biserica din Tiatira, credincioși oameni, cu fapte de la urmă mai bune din cele din tâi. Dar peste 20 apare o solie de avertizare. Știu faptele tale, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași pe Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, auziți? Un alt domeniu de înșelare, profeții. Îmi povestea un frate, nu departe de zona dumneavoastră. Știți-o, mare. Venea cu autobuzul spre casă, din baie, cum zic ei, și două femei țigănci, pentru că știu unde spocăiți. La care nicio mi-a ajutat, asta e unul din conducătorilor. A, nu vinim până la dumneavoastră, facem o rugăciune. Că suntem pe aici, nu știu ce căutăm. Și
Frate, zice, neveste, poate să le dai ceva la femeile astea, eu mă îndrept de când mă duc la rugăciune, la care femeile au prins vorba. Și la mine la rugăciune. Și mă oprești doar public. Și acolo începură să prorocească, verzi și uscate. Nu mai trebuie să le cazeze el, că se îndesea mult să le cazeze. Dar vine la un frate de asta, o soră în vârstă și spune, frate, e baie. Îmi arătă Domnul o vedenie, că apă lui aici în mijlocul bătoacă și oamenii s-au aruncat acolo pe burtă să bea apă. Și voi nu știați cum să-i sculați acolo, să stea în picioare. Două săptămâni n-am mai plecat acolo. Pentru că diavolul știe care e inclinat pe partea intelectuală și o să-ți trimită oameni cu teorie. Și o să-ți placă să ții dezbatere. Care e adevărul? Altul inclinat pe partea sentimentală. Ăsta nu-l ții cu multă teologie. Asta trebuie să-i... trebuie să-i trimite un proroc pe genunchi. Sau știu eu ce vrăjitoare, sau știu eu ce predicătoare, ca să te inducă în eroare. Și s-ar putea să ghicească ceva. Și celălalt să aibă o filozofie în el. Dar dacă vei fi curat la suflet, Dumnezeu te va păzi. Spune Scriptura, în doua carte a Păraților, capitolul 6, că sirienii voleau să atace restul. Dar evreii aveau un proroc adevărat. Și nu mai trimitea solie la împărat. Mută frontul aici despre Bihor, că vezi că atacă de la satul mare. Și pe unde veneau sirienii, ăștia erau tot în gardă, cu arcurile. Nu se poate, zice împăratul la un moment dat. Cineva dintre noștri trădează. Dar vestea s-a dus și unul mai îndrățit spune, împărate, nu te trădează nimeni, evreii au proroc. Și Dumnezeu îi spune, mulțumim Domnului că încălim și noi. Și Domnul le avertizează. De regulă aceste provocări, aceste solii au în vedere biserica, zonele. Și Domnul ne avertizează, vedeți că vine un val de învățătură falsă. Părinții mei când s-au pocăit, bunicul meu și tata a fost primit pocăiții cu omul. Și a venit un bal din învățătură de la martorul de Volcă. Când se termină lumea 72, au scos profesorul de la școală. Și așteptau de acum să vină Armagedonul peste cei răi și să ceapă ei regatul. Mai că bunicul se ruga sincer și spunea, Doamne, singur pocăit în comun. Doamne, ce e de făcut? Adevărul la ei, adevărul din coace, la pentecostal. Și în timp ce se ruga că Dumnezeu a dat la bunicul vedenie, apoi a făcut din el proroc, a auzit o voce, rămâi în calea în care te-am chemat, că eu, Domnul, îi voi aduce înapoi. Și s-a îmbolnăvit mama, martorii noi au cuvinte de cărne. Tata a acoperat pe casă, povestește și acum că prin harul Domnului anul ăsta trăiesc amândoi, fac 60 de ani în căsătorie. Zice, plângeam și spuneam, Doamne, ce-a fi? Mama era internată la Cluj, țin minte când venea câte o veste, nici eu, nici surorile mele nu mai mânca nimeni. Seara, eram mică și zmoare mama, tânăr, 30 ceva de ani. Și tata a zis, Doamne, dacă te îndur și o vinde ce înseamnă că frații care se roagă, când veneau frații pentecostali, tata nu se pleca pe genunchi, spunea, eu doar energia mai popă, nu lua august. Și Domnul s-a îndurat de mama și a vindecat-o. Cum a spus că trăiește și în zi de azi. Și-a urmat stăruință. Și bunicul se ruga, Doamne, dă-i lui primul Duhul Sfânt. Nu cred, dar el să creadă. Așa a făcut Domnul. Era în anul 1970, aveam 6 ani, mi-amintesc. În noaptea aia a botezat Domnul și pe bunicul, și pe tata, și pe soră. Am vrut să termina lumea, s-a apucat tata să-și facă casă. Pentru că, dragii mei, când cineva este sincer, Dumnezeu îl păzește. Păziți-vă! Țineți cont de aceste avertizări, de aceste solii. Nu vă lăsați duși în eroare din nume, din învățături false, de preziceri false, rămâneți credincioși. Amin. Și un ultim lucru, ultimă identificare. Recapitulându-le totodată pe cei alte trei. Să ne ajute Domnul să ne identificăm bine starea spirituală. În al doilea rând, să ne dea Domnul harul să identificăm soluția de rezolvare a starei spirituale. Adică ce formă de pocăință mi se potrivește? În al treilea rând, să ținem cont de soliile de avertizare asupra pericolor majore ce planează asupra noastră. Diavolul are planuri de amvergură ca să ne înșele, dar Domnul vrea să-și păzească turma asta. Și în ultimul rând, identifică bine scopul vieții tale. Pentru ce trăiești? Ce-ți dorești la viață?
Doar carieră? De ce vom ajunge medic? În final știi ce vei fi? Pacient? Și mort. Sau știți alt viitor pentru medici? Nu, toți medici în final ajung pacienți. De trabare. Dacă vrei să faci o carieră, știu, în construcții, știi care o să fie ultima construcție care o să ai parte? O criptă. Construcții din aia care nu vine nimeni la tine să vizitezi. Nu te încuie și uite de tine. Poate vrei să devii un explorator și să cercetezi, să se anunță ceva zăcăminte sub gheața de la Antarctica. În final știi unde să se termine drumurile? Acolo unde cântă fanfara. Marșul funebre și atâta tot. Știți ce promite Dumnezeu la fiecare dintre bisericile astea? La toți credincioși. Și cum zicea Petru, făgăduința asta e pentru toți, oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu nostru. Ascultați-mă, nu trebuie să le comentez, numai să vi le enunț și să vă las pe dumneavoastră să vă delectați cu ele. Capitolul 2, versetul 7. Cerul ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Ai vrea să stai la o masă în care, de îndată ce mânci, la prima bucătură sunt tinerești cu 20 de ani. Și la două se devin tânăr de tot. N-ar fi interesant. Și când ai terminat fructul de mâncat, să știi că toate celulele s-au redresat și de acum sunt puse numai pe viață. În loc să funcționeze entropia, funcționează reversul. În tinerești, în oficiu. E un scop bun ăsta. Vedeți? Și-ar dori oamenii ăsta. Cei care sunt mai de elită își păstrează sânge, undeva din probete. Nu cine știe, poate găsim noi cheia pentru nebunire și să scoate probeta din rat și ei se revine la domiciliu. Dar deodată încă nu semne. O doua promisiune. Spune Scriptura aici. Fii credincios până la moarte. Dar cel ce va birui să știi că nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Ce e periculoasă, nu asta. Și scapă, mai departe. Cel ce va birui voi dea să mănânce din mana ascunsă și voi dea o piatră albă. Asta însemna o poziție de onoare, ca și un pașaport de corp diplomatic, dacă vreți. Și pe piatra aceasta e scris un nume pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. O onoare deodată păstrată, secretă, merită un astfel de scop. Știi mai departe. Cel ce va birui voi da să un toiac de fier și voi da un șafurul de dimineață și va stăpâni peste neamuri. Vedeți că frământare la nivel european, național, că e an electoral. Noi ne-am votat împăratul. Slăvit să fie numele. Dar știți că împăratul nostru pe toți ne consideră fii și orice împărat are pentru toți fiii săi titlul de prinț? Amin. Merită să ajungi tu un prinț. Hai că merită că seamănă cu Dumnezeu. Că altfel nu merită. Dar de la asta ne se poate trage ceva. Că Dumnezeu, în bunătate, lui ne-a creat după chipul său și vrea să ne țină cu el pe tron. Să guvernăm, să administrăm veșnicia. Grădina asta lui Dumnezeu, la care oamenii că nu au văzut marginile. Scrie mai departe, doar așa succint, vă spun, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Și vei rămâne numele scris în cartea vieții. Doamne, dă-ne din nou sclipirea aceea care a pierdut-o. Mai departe, cel ce va veni vă face un stâlp în templu. Ce poziție de onoare. Și se încheie promisiunile astea cu următoare. Cel ce va veni îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Doamne, pe noi de la Arad, de la Zaldă, nu vrei să ne duci cu tine pe scaunul tău de domnie? Merită scopul acesta. Amin. Frașeților, merită și dacă ar fi de fi martiri. Dacă vom fi martiri, vom fi mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Merită să te lupți, să-ți identifici stare, să găsești soluțiile, să fii atent la solimii de avertizare și să-ți fie acesta un scop nobil pentru toată viața. Amin. Merită să trăim pentru acest țel binecuvântat. Amin. Alt scop nu există în viață de valoare.
Uneori îmi pare rău că atât sunt de miop oamenii și se gândesc numai imediat. Când vedeți reclamele astea în jur, ați văzut, nu asta aici un zalog, o reclamă să vă promită la careva ceva peste 100 de ani. Promit, e vreo reclamă. Nu numai de astea că mâni ce aș plătesc mâini. Adică vreau să spună că fericirea numai până când se termină perioada de grație. Că după ce încep perioadele cu ratele și cu începe să plătești înapoi creditările, e rău. Dumnezeu ne promite aici pâine și apă. Dar ne promite dincolo fericiri ce nu pot fi spuse. Slăvit să fie Domnul. Am citit un copilaș că tare mult ținea ca să meargă cu părinții, cu tatăl său și cu un frate mai mare, pe un munte, să escaladeze. Și tatăl și-o spune, știa că tu poți, băi, acolo îi povărniști, nu-i drum asfaltat, nu te poți fi cu bicicleta. Copilul, vreau, gata, l-a luat. La un moment dat copilul a căzut, era rând, era mare, era pantalon scurt și frate-o mai mare. Băi, ți-a spus să stai acasă? Tatăl și-o, băi, eu ți-am zis, copilul deja ți-a plângea de la rând. Nu ți-a spus să stai? La care copilașul zice, dar voi nu vedeți că eu nu mă opresc. Că eu vreau să ajung sus. S-ar putea, cum se spune aici, să fie și momente în care plângeți. Da, dar noi avem un scop. Dacă românii au riscat să treacă Dunărea și să moară, să stea prin lagări, prin Iugoslavia, să fugă în America la gândul că o fi acolo ceva. Alții au luptat în Revoluție, alții mor în partea asta la altă. Nu o să obțină mare lucru, că e tot pe pământ, dar pentru noi e ceva mai mult decât mare lucru, cine așteaptă sus. Amin. Și spune un vers, căci pentru așa veșnicie și pentru un viac așa măreț, nimic care nu-i prea mult pe lume și nu-i prea mare niciun preț. Doamne, ajută-ne! Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne mântuim și apoi las că stăm noi mai mult de vorba în rai. Amin. În primul rând cu Domnul, care ne va face binele acestea, slăvit să fie numele. Amin.